apărut în ultimii ani o nevoie ca garniturile de tren care tranzitează România să fie însoțite de pază. Aș vrea să ne vorbiți puțin de această necesitate și solicitările clienților în acest sens. A apărut pe fondul nesiguranței, în primul rând. O nesiguranță rușine, să spun, creată de statul român, până la urmă, prin funcțiile sale, prin instituțiile sale. Situația care a depășit. A fost depășită cam în jur de 2005. Ăla este momentul în care s-a născut gardarea, este denumită în termenii noștri. În termenii poliției se numește însoțire de transporturi de bunuri pe cale ferată. Asta este denumirea oficială a serviciilor respective. Componenta de nișă a sistemului de securitate în momentul de față nu este luată în calcul de prea multă lume decât de către beneficiari. E o mare problemă pentru ei ca în momentul în care în o garnitură de tren care staționează într-o gară oarecare, nu contează numele, și vine cineva și a luat o componentă de pe un vagon, garnitura aia înțepenește acolo pe șină. Asta înseamnă plată către infrastructură, penalizări din partea beneficiarilor, că și ei la rândul lor au beneficiarilor, da? Și asta înseamnă nervi, nesiguranță, neonorarea contractelor. Și atunci preferă să plătească pază acestor transporturi. Toată lumea poate își aduce aminte că transporturile astea erau, se discuta de însoțirea transportului feroviar doar în armată, când se transporta tehnică de luptă. Bine, și astea sunt catalogate ca atare, transporturi speciale sunt denumite. Transportul pe cale ferată a evoluat din ce în ce mai mult și au venit transportatori străini, în afară de CFR-ul autohton. Societăți care nu concep să aibă pierderi în transport. Nu concep ca trenurile lor să fie vandalizate. OneStar a apărut în 2012 la solicitarea unui beneficiar ca societate și a apărut ca o nevoie. S-a dezvoltat în continuu și, în primul rând, n-am oferit decât corectitudine în servicii și onestitate. Întotdeauna am încercat, de comun acord, să găsim soluțiile cele mai bune, cele mai viabile, cele mai avantajoase pentru ambele părți. Nu vă ascund faptul că a fost pomete când am zis că nu putem să continuăm mai departe. În primul rând, era vorba de o adaptare la un anumit sistem de lucru, era vorba de a găsi forța de muncă necesară pe piață, care să se alinieze la rândul ei acestor concepte. Și tacheta ridicată de beneficiari era destul de înaltă. În momentul de față, după 5 ani de activitate, pot să spun că suntem numărul 1 în România. Deci tot ce este transport pe cale ferată privat, cam în jur de 80% sunt ale noastre. Însoțirea garniturilor efectiv, fizic, da? Avem dispuși agenți pe garnituri, avem echipaje de intervenție dispuse prin zonele ferbinți, denumite ca atare, înarmați, mobili, prompți, oameni tineri, oameni care am avut grijă în atâția ani de zile să-i școlarizăm, să-i perfecționăm, să-i instruim. Am angajat inclusiv din cadrul Jandarmeriei Române. Am un coleg care este încă ofițer activ în cadrul Jandarmeriei Române, angajat cu aprobările necesare, tocmai pentru a instrui continuu, pentru a putea să ne păstrăm la un anumit nivel serviciile oferite. Cu alte cuvinte, dumneavoastră luați o garnitură de la intrarea în țară și vă asigurați? Da, se ia practic de la punctele vamale sau de la stațiile de încărcare sau descărcare, funcție cum solicită beneficiarul. Dacă el consideră că garnitura lui de tren în stația X este periclitată, nu contează dacă este încărcată cu bunuri sau nu, pentru că mulți fac o greșeală, adică nu disting între valoarea unei garnituri de tren chiar și goală, care și aia o valoare, nu? Și bunurile care sunt transportate în ea. Noi asigurăm integritatea întregului convoi, inclusiv cu locomotivă, cu tot, până la nivel de roată. Asta este, cum să vă zic, pentru asta
până la urmă și la urmă și beneficiarii te solicită să-i păzești. Da? Ok, bun, ce am? Transport niște grâu. Nu e numai grâu, că pentru el important este și integritatea vagonului, a sistemului de frânare, ce ar însemna să vină unul, a luat o componentă de acolo, se întâmplă ceva cu vagonul respectiv, la 80 de km pe cale ferată, deraiere, linie închisă și de aici tot circul, practic. Ca să concluzionăm, ați amintit mai devreme de faptul că sunteți compania numărul 1 care oferă astfel de servicii în România. Ce vă face pe dumneavoastră să fiți numărul 1 în România? Care sunt principalele puncte care vă aduc acest titlu oficial sau neoficial? Păi oficial o să vă spun. În primul rând, suntem compania numărul 1 și n-am spus-o. Noi am spus-o Direcția de Poliție Transport în cadrul IGPR. Suntem compania numărul 1 și n-am spus-o. Noi am spus-o beneficiarii. În momentul de față, eu am în continuu, în desfășurare, cel puțin 40-50 de garnituri pe 24 de ore, pe plan național. Asta înseamnă un anumit volum de mișcare, de implicare, de agenți, de mașini. Deci, în momentul în care spui, și există acele bilanțuri care se fac cu ocazia, nu știu, a sfârșitului de an, de regulă, ne convoacă la poliție și se face un bilanț de activitate privind incidente, privind misiuni executate. În momentul de față am peste 6-7 mii de misiuni pe an. Raportați la 365 de zile să vedeți ce înseamnă. Da? Astea sunt. Adică este un tren luat dintr-un capăt al țării și dus în celălalt capăt al țării. Îndeplină sigură. Fără incidente. Nu minte, există și anumite, că tentația este mare. Da? Și în special avem concetățenii aceștia de etnie romă, că n-am de ce să mă ascund să-l spun, care nu vor să înțeleagă, că n-au ce să caute într-un anumit perimetru. Da? Se pot întâmpla mici incidente, nu cu urmări grave, se rezolvă din mers, asta înseamnă în mod automat un dosar înregistrat la poliție, pentru că așa prevede legea. Se întâmplă și de asta.